Deși municipiul nostru duce lipsă de spații verzi, reprezentanții primăriei au mai tăiat 3 arbori din centrul orașului pentru că aceștia stăteau în calea unui proiect de mare anvergură, pe care administrația locală are de gând să-l înceapă chiar de săptămâna viitoare. Cu toate că municipiul Bacău este codaș în țară la capitolul spații verzi, primăria a decis să mai taie câțiva copaci. Pe terenul din fața Catedralei Romano-Catolice Sfinții Petru și Paul erau până nu demult 3 arbori tineri. Ei bine, acum nu mai sunt. Lucrătorii de la spații verzi au pus mâna pe drujbă și au doborât la pământ și această oază de răcoare și oxigen. Contactați, reprezentanții primăriei au venit imediat cu explicații. Noi doar am primit ordin de a tăia cei 3 copaci. Din câte am înțeles, este vorba despre un proiect care a fost deja aprobat de toată lumea și care va demara săptămâna viitoare. Nu știu foarte multe amănunte, doar că este vorba despre o arteră rutieră și pietonală care va face legătura între strada Mihai Viteazu și strada 9 Mai. Mai multe amănunte vă poate oferi domnul Mateuță, directorul Direcției Drumuri Publice. A declarat Viorica Marcu, director Spații Verzi din cadrul primăriei municipiului Bacău. Din acest motiv l-am contactat pe Florin Mateuță pentru mai multe lămuriri. Acesta nu a vrut însă să ne dea niciun fel de informații. Îmi pare rău, dar chiar nu vă pot oferi niciun fel de informații. Purtătorul de cuvânt al primăriei poate face acest lucru. În fișa postului nu este trecută o asemenea atribuție. Când voi primi bani în plus pentru asta, vă voi da și aceste informații. A declarat Florin Mateuță, șeful Direcției Drumuri Publice din cadrul primăriei municipiului Bacău. Proiectul primăriei numit Construire străpungere strada Mihai Viteazu strada 9 Mai va demara pe data de 23 august. Proiectul are efecte benefice asupra fluidizării traficului rutier într-una din zonele cele mai aglomerate din municipiul Bacău. Se va amenaja o cale de acces auto cu o lățime de 7 metri și o lungime de 300 de metri pe care va circula pe un singur sens. Se vor amenaja trotuare pavate. Se vor executa lucrări de înlocuire rețelelor de apă și de canalizare, cămine de vizitare. Valoarea investiției este de 590.000 lei noi. Pentru copaci tăiați există avizul Agenției de Protecție a Mediului. Termenul de finalizare a proiectului este luna noiembrie 2010. A declarat Ionuț Tomescu, purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Bacău. Bacăul este un oraș extrem de circulat și din cauza faptului că mii de mașini îl tranzitează zilnic. O nouă stradă amplasată în buricul târgului, pe unde sute de pietoni circulă zilnic, nu-i mulțumește pe băcăuani. Exact despre asta vorbeam acum, exact despre asta vorbeam, că în fiecare zi când treceam pe aici, spuneam că aici ar fi foarte bine să amenajez un parculeț. Eu nu sunt mulțumită, deci nu agrez deloc chestia asta, că se face o stradă și iar mașini și pomii tăiați, bănci, verdeață, flori, copaci, de asta avem nevoie, nu de străzi în plus. Bacăul duce lipsă de spații verzi în acest moment. Cu siguranță. Cred că în fața bisericii se cuvenea să fie mai degrabă un parc, un loc verde de reculegere, de liniște, aici între blocuri, e o școală, nici într-un caz o aglomerație și mai mare decât este. Eu am o părere proastă, pentru că era centru și trebuia să fie un oraș, cum spun, un centru frumos. De asta vreau să spun, nu știu ce să zic. Au renunțat la copaci și la verdeat. Acum trec, pentru că n-am mai trecut de mult când stau în zona asta. Și chiar văd că s-au tăiat, chiar m-am mirat. Nu știu de ce. Se pare normal? Nu mi se pare normal. Trebuia să le iasă, pentru că nu mai avem oxigen, nu mai avem în Bacău ăsta, chiar s-au tăiat copacii. Nu știu, parcul care este mai mare aici, parcul ăsta care este deja, până a crește copacii, am nepoți, vin cu ei acolo și... Deci nu e umbră pe undeva, decât parcul trandafirului și ăsta care este mare aici. Nu trebuiau tăiați copacii, în primul rând. Și altceva, ce să vă mai zic? Bacăul duce lipsă de spații verzi. Exact, exact. Nu trebuiau tăiați copacii, în primul rând. Și este biserica aici, cum să facă stradă, nu? Adică aici e... loc de reculegere. Și eu sunt pentru ecologisme. Dar dacă au interes, probabil că au și vreo justificare logică. Eu n-aș putea acum să îi contrazic pe ei. Însă iubesc natura. Deci, ce să vă zic mai mult? Dar credeți că era normal ca în fața unei biserici să se facă o asemenea lucrare? Da, din punct de vedere spiritual, credința și așa mai departe, ar fi trebuit lăsat mai liber, mai cu verde. Bacăul duce lipsă de spații verzi. Duce lipsă nu numai de spații verzi. În primul rând de curățenie, în primul rând de seriozitate, având în vedere că ne-au promis. Și a rămas cu promisiunile, ca în România, peste tot. Indiferent de partid,
îți pune când îl doare gura și pe urmă îți golește punga. Asta e toată treaba.